Eu îmi cer scuze, am fost primată să-i văd pe frumoșii ăștia pe bulevard, care au pus tirul în mijlocul drumului, blocând practic activitatea orașului de luni dimineață. De o vreme observăm că fiecare face ce vrea și încalcă legea la fiecare pas, nu numai legea cu privire la întrunirea, deja și codul contravențional și codul penal. Și limitele de mult sunt depășite. Doar că, din păcate, ei continuă și din ce în ce mai obraznic. Eu aici am o întrebare și către locuitorii Bălțului. Voi pentru ce v-ați ales primar? Ca să vină la Chișinău și să blocheze locuitorii, nu mai vorbim de autorități, și activitatea orașului? Eu stau și mi-e închipul eu să mă fi manifestat măcar o dată în 8 ani de zile în asemenea mod. Care a fost reacția pe Republică? Dar aici cineva săptămâni de zile stă în cu totul alt oraș decât își are serviciu. Alții umblă cu gardul prin oraș, blochează străzile la fiecare 2 zile și parcă așa și trebuie să fie. La toate trebuie să fie o limită. Eu rog direcția juridică, este cineva prezent? Acumulați informația încoată de a fi rapăr, unde se găsește dosarul care este pe rol cu privire la protestul ilegal al socialiștilor cu usatăi. Pentru că el a fost mutat din vreo 3 instanțe, de la centru la Rășcani, după aceea la Buicani, nu mai știu care e soarta lui acum. De asemenea, prejudiciile care sunt la întreprinderile noastre, pe lângă prejudiciile create orașului în ansamblu. Să vedem, instanța din Republica Moldova va avea curajul să se expună că cineva își bate joc de un oraș întreg sau nu. Că asta deja nu-i protest, asta e bătaie de joc, cu, după cum se vede, cu susținere. Ori din interior, ori din afară. Ori poate din amândouă. Că nimeni nu-și permite în asemenea mod obraznic să se comporte cu un oraș întreg. Nu mi amintesc vreodată cineva să fie pus tirul de-a curmezii și drumului ca să-și se distreze. Sau să joace fotbal pe bulevardul Ștefan cel Mare, iar ca să se distreze. Dar la noi văd că se poate. Eu sper oamenii să învețe din asta ceva, da. Că asta cumva e mai grav deja, mi se pare, decât toate celelalte care le avem noi în viața de zi cu zi. Ați reușit să dați comunicat cu situația care s-a creat? La Direcția Transport și respectiv Parc Urban de Regie Transport Electric, dacă aveți de comunicat în legătură cu ceea ce avem acum în oraș. Vă rog. Noi am anunțat, domn primar, de acum că disconfortul de acum a depășit toate măsurile, toate posibilitățile de a le suporta. Practic, chișinăuienii azi este imposibil cu troleibusul să deplaseze din partea Sculeancă spre Botanică și alte sectoare ale municipiului. Transportul circulă cu mari abateri de la programul de circulație, este redirecționat cu totul pe alte străzi. Practic, noi nu am fost informați, grație că poliția ne-a informat dimineață, până înainte de să n-am admis blocarea și nimerirea troleibuselor în zonele unde ar fi trebuit remorcherul și așa mai departe. Acum noi acumulăm toate pierderile care suntem nevoiți să le suportăm în legătură cu ridicționarea transportului, cu consumului energiei electrice, plata salariului, circulația kilometrelor adăugător și așa mai departe. Vă mulțumesc. Dumneavoastră a spus că ați revizuit, mai bine spus, ați verificat încă o dată situația din sâmbata, parcă atunci sâmbătă sau duminică, când au blocat, sâmbătă trecută, Ștefan cel Mare. Și din informația acumulată la întreprindere, ați acumulat pierderi și atunci. Cel puțin asta mi-a spus la telefon acum, astăzi sau ieri. Da, noi am prezentat raport pentru situația care a fost rândul trecut cu corturile în Bulevardul Ștefan cel Mare și am numit cifra circa peste 30.000 de lei. Asta este consumul energiei electrice, salariul adăugător plătit la angajați, de servire troleibuselor și așa mai departe. Astăzi noi acumulăm picătură cu picătură toate pierderile și vom raporta adăugător. Vă mulțumesc. Parc Urban.
Domnul primar general, într-adevăr, blocarea circulației pe Ștefan cel Mare duce o problemă majoră pentru confortul călătorilor. Noi am deja am anunțat cum au fost redirecționate autobuzele, pierderile vor fi evaluate și tot printr-un raport vor fi prezentate primăriei. La direcția juridică vă rog să le prezentați, dacă este posibil, chiar până de seară, respectiv cumulate cu cele de sâmbătă trecută, cer să fie prezentate în instanța de judecată, pentru ca organizatorilor să le fie cerute acoperirea, să le fie cerută acoperirea prejudiciilor create celor două întreprinderi și, pe cale de consecință, locuitorilor orașului. Noi n-am mai avut asemenea situații, este o premieră, dar la toate, după cum se vede, este un început. Dar nici așa să calci legea în picioare și să nu fie reacții adecvate. Ei caută să fie arestați, asta se vede, și ei cred că dacă or să fie arestați, or să devină mari eroi naționali, dar pare mi se că deja pentru orice om cât de simplu este evident că la mijloc este vorba despre acțiuni banditești. Tot ei strigau pe la microfoane, pe la ei, pe la partide, că ar trebui să avem un președinte ca Lukashenko sau ca Putin. Stau și mă întreb unde erau ei azi, dacă la noi era Lukashenko sau Putin. Numai la, în detenție preventivă sau deja condamnat și undeva într-o carceră, la răcoare rece de binele. Eu cred că societatea deja și-a dat seama că în fața noastră sunt niște bandiți. Iar lupta pentru putere a ajuns să fie derahat la propriu, având în vedere ceea ce s-a întâmplat ieri la sediu. Este vorba despre o provocare. Prin urmare, consider că societatea noastră e suficient de matură să-și dea seama că este vorba despre niște bandiți și nu văd niciun motiv pentru care poliția, procuratura și instanța de judecată să nu aplice legea și să nu-i aresteze și respectiv să-i pună la respect. Nu poate să stea un milion de oameni ostatic la niște debili. Dva debila, ăta sila, cum era pe internet. Care hram a orașului, care săptămână de lucru în asemenea condiții? Examinați în paralel în ce măsură este încălcat codul penal. Și rog să fie întocmită și o cerere către procuratură. În momentul în care sunt blocate străzile orașului, în mod continuu, la contravenție există huliganism, acela așa numit nu prea grav, dar aici este deja aici este grav. Respectiv să vedem care din articolele codului penal sunt aplicabile și transmise și procuratorii o adresare. Să vedem care din instituțiile de statului au capacitatea să reacționeze la o acțiune evidentă de destabilizare a unui oraș întreg. Acțiuni care se derulează deja de câteva săptămâni. De ce platforma DA poate protesta în liniște în Piața Mare a Adunării Naționale? Slava Domnului, văd că au și loc și cu nimeni nu intră în conflict. Și de ce ăștia la alții își bat joc de tot orașul? Și respectiv niciun fel de reacție din partea autorităților. Pregătiți o plângere penală către procuratură. Acestea sunt acțiuni de samavolnicie care, mod normal, la care în mod normal se reacționează în alt mod.